Conducerea Clubului Sportiv Universitar Târgu Mureș a anunțat încetarea colaborării cu tehnicianul sârb Luca Valerian, cel care în ultimii 8 ani a contribuit la dezvoltarea voleiului feminin târgu mureșan. Pe lângă rolul principal, acela de a pregăti echipa de senioare, antrenorul a fost cel care a contribuit decisiv la inițierea Centrului de Excelență în Volei, care permite în momentul de față ca cele mai talentate jucătoare de la nivel de cadete și junioare să se pregătească la Târgu Mureș într-un cadru profesionist. Consiliul de administrație al CSU a considerat, odată cu încetarea contractului antrenorului sârb, că e nevoie de o nouă organizare a secției de senioare, motiv pentru care, la începutul lunii iulie, va fi anunțat noul staff tehnic al echipei CSU Medicina Târgu Mureș. Luca Valerian nu pare bucuros de plecare. A declarat chiar presei sportive din Târgu Mureș că și-a dat tot sufletul pentru acest club, dar speră ca următorul antrenor să facă treabă mai bună. Mă doare sufletul că mă despart de munca pe care am depus-o aici. Mai mult nu am ce să spun, a conchis tehnicianul sârb.